Salutare lume și bine ați venit la un episod special de Crăciun, primul din cele trei promise pe Facebook. Cel special de Crăciun în care vă prezint pe Mitică, micul meu cățeluș, și am pregătit multe torturi pentru ziua de azi. Avem câteva surprize pentru voi. Am decorat zona ca să fie plăcută. Aici sunt cele cadouri pe care vi le voi prezenta mai încolo. Ninja porcul, la momentul nașterii lui, dacă v-ați prins. Toți îl știți pe Ninja porcul, ăștia care sunteți mai vechi pe channel-ul meu. Nu contează acum. Ia să vă arăt eu puțin afară ce avem. Am făcut un brad special de Crăciun. Da, știu, nu arată bine pentru că, na, sunt un noob, l-a făcut așa ceva. Acestea sunt oamenii mei de zăpadă, henchmenii mei dragi de Crăciun. Erau mai mulți până când câinele a luat ora asta și a început să îi muște pe toți, pentru că din greșeală am atins osta, asta trebuia să fie stinsă. Aia e pentru mai târziu. Și da, a venit Moș Crăciun și la noi și ne-a adus o grămadă mare de diamante pe care o să nici măcar nu știu ce să fac cu ele, cred că doar o să fac niște armuri și arme aiurea ca să nu mă plictisesc. Ok. Avem locul de foc, mii de cărți, povești de ea, nu știți și voi. Masa, unde practic sunteți invitați voi și dacă aș avea invitați, mă rog. Acum, hai să trecem la câteva cadouri speciale. Acestea sunt pentru Mitică. Miile lui de oase. Le merită, băiatul, ce să-l faci. Hai să dăm câteva, așa. Bine, poate nu le vrea chiar acum, hai să le lăsăm departe. I-am promis lui Ninja Porcul că nu vom mânca porc, așa că, na. Așa că i-am adus un tribut cu morcovi. Pentru că știți voi că lui e prea salată. Asta e special pentru Moș Crăciun. Cookies and milk, evident. Este un clișe. Asta e pentru voi, subscriberii mei, pentru că cam asta valorați voi pentru mine. Atâtea steacuri de diamond și restul. Și ultima cutie, am și uitat ce am pus în ea. Oh, da, plăcintă pentru invitați. Iar evident, asta nu contează zic eu acum. Lăsați-mă să fac aici. Probabil. Ok, și... Așa. Bun. Acum că e noapte afară, cred că e timpul să vă arăt niște chestiuțe mititele. Hai să o luăm și pe Mitică cu noi. Mitică, hai vei. Hai vei. Îți place la căldură, ha? Las că vii acum. Trei pe mine și ai apărut. Hop! Fiți atenți, am decorat casa special. Așa ca și un moment mai frumos, să zicem. Sunt lumini peste tot în jurul casei. Mitica nostru drăguțul
o să se joace cu bătrânii henchmeni mai încolo. Și cum acestea vor fi niște episoade foarte scurte, cel de Crăciun, dar sunt cele speciale pentru că eu îmi mulțumesc când trec către tuturor celor care mi-au dat subscribe până acum și sper să mai vină și alții. Mulțumesc că vă uitați la episoadele mele dacă v-ați uitat. Și da. Aici avem Firework, pe care le așteptam de mult să le lansez, nici nu știați până să vină Crăciunul, la tentația asta. Hai să le aprind, hai să le aprind. Și nu le-am aprins pentru că sunt un motherfucker care se ține de cuvânt. Acum. Ia, hai, mai multe. Bine, nu l-am prins pe toate, dar asta e. Am o idee. Mai rapid, folosim niște dispensere. Lever și niște linii de redstone. Intelligent shit. Unul aici. Aici. Și începem, uite așa frumos. De aici, stai acolo ca într-o mitică că nu e nimic. Uite. Așa și... Dacă n-aș avea atâta lag, ar merge mai rapid. Da, Crăciun fericit. Mai urmează două episoade. Unul va fi din Bully, în care voi face mii de năzbâtii. Deci, nici n-o să credeți ce am planificat pentru voi, băieți și fete. Lumea. Dacă mă gândesc mai bine, poate ar trebui să o fac cu un pressure plate decât cu un lever. Nu merge. Nici nu eram în linie cu el. Da. Și s-ar putea, zic doar s-ar putea, să fac ceva și pentru Revelion. Nu vă promit data asta. Dar... asta e. Crăciun fericit. V-am pus și niște hrușcă la început ca să nu vă simțiți ofensați, că bă, nu faci nimic. Vedeți că încalc și regulile copyright-ului pentru voi, deci să nu mai ziceți de asta. Mulțumesc și la revedere!